Solista de muzică populară Elena Merișoreanu prepară sarmalele după o rețetă veche, de peste 50 de ani, pe care a învățat-o de la mama ei. La sarmalele de Crăciun, pe care și eu le prepar, în fiecare an, pentru familie, am mici secrete, pentru un gust delicios. Rețeta am învățat-o de la mama mea, este cea clasică, însă mai am și mici trucuri. De pildă, pun mai multă carne și mai puțin orez. Am văzut că alte gospodine fac de fapt invers. Iar, printre sarmale, când le pun la fiert, strecor și bucățele de slăninuță afumată. Ca mirodenii, adaug cimbru, busuioc și mai puțin piper. Musafirii vor mai cere o porție, atât de gustoase sunt. Le atrage însă atenția tinerelor gospodine, care în mod frecvent fac această mare greșeală și riscă să strice mâncarea. Aveți grijă la varză! Înainte de a folosi foile, trebuie să le puneți la desărat, timp în care schimbați apa de mai multe ori. Și nici în compoziție să nu adăugați multă sare. Eu le fierb inițial pe aragaz, apoi le bag la cuptor. De obicei, în vreo 3 ore sunt gata preparate. Se pot servi la masa de Crăciun cu pâine, însă cu mămăliguță caldă sunt și mai gustoase. Am tot fost plecată, cu spectacolele, nu eram lângă familie, de sărbători. Însă, de câțiva ani, am decis să fiu lângă ai mei, de Crăciun, să stăm cu toții la masă, să pregătim bucate pentru invitați. Să ne oferim cadouri, să stăm la povești. E mai frumos decât să fiu prin nu știu ce turneu. Nu banii contează. Am semnat de mai mult timp pentru câteva evenimente la care voi merge să cânt de anul nou. Nu sunt însă departe de casă. Am ales anul acesta să susțin recitaluri în București. Să mă ajute Dumnezeu să fie bine! Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.